Lipsa trecerilor de pietoni în comun este un real pericol pentru oameni și în special copii. Aproape în fiecare localitate nu există mai mult de 2 sau 3 zebre pe distanțe de 10 de kilometri. Sunt însă și excepții. Administrația locală din Moțca vrea să înființeze 3 treceri de pietoni. Din cauza traficului rutier aglomerat, edilul Constantin Serioș a precizat că va face cereri către Regia Drumurilor Naționale pentru înființarea unor zebre. Încercăm să ne adresăm Regiei Naționale de Drumuri să mai stabilim încă 3 locații pentru trecerile de pietoni, fiindcă datorită traficului intens, copiii s-ar putea accidenta sau bătrânii și în plus, deci asta mă refer că pe raza comunei Moțca, pe raza satului Moțca, în plus vom monta la trecerile pietoni existente indicatoare cu becuri cu lumină intermitentă, deci cu LED-uri, ca să fie mai vizibile. În toată comuna sunt doar 3 treceri, iar marcajele sunt șterse. Pentru a traversa de pe o parte pe cealaltă a drumului, oamenii sunt nevoiți să aștepte minute până oprește vreo mașină pentru a acorda prioritate. Acea situație este și în comuna Ruginoasa, unde pe drumul național sunt doar 2 zebre, la școală și în fața palatului Alicuza. Sunt însă și exemple demne de urmat. În comuna Tătăruș sunt 10 de treceri de pietoni. Cred că este un lucru normal pentru siguranța cetățeanului, a pietonului și a conducătorilor auto. În toate zonele a școlilor în special, dar și a instituțiilor publice, avem treceri de pieton și avem acele semne de circulație necesare pentru a preveni eventuale accidente. Cred că este un lucru normal care se întâmplă, un lucru atenționat și de poliția rutieră din Pașcani, dar și cea județeană, pentru ca toate căile rutiere din localitățile limitrofe zonei Pașcani să aibă acele semne de circulație și acele treceri de pietoni. Menționăm că principalele cauze ale accidentelor rutiere în primele luni ale anului au fost traversarea neregulamentară și neacordarea de prioritate a pietonilor.